Provoce banii net? Promoție drept! Promoție pentru noi pe stânga! Prezentați! Ha? Sunt director școlii, comisar șef de poliție penitenciară, Vasile Sucalu. De pregătire a agenților de penitenciare Târgu Ocna. În contextul promovării apartenenței sistemului penitenciar de România la valorile și rigorile sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, din acest an se reia tradiția depunerii jurământului militar. Prin acest gest crucial în viața oricărui militar, seria de elevi 2022-2023 școlii pornește pe un drum guvernat de legea fundamentală a vieții militare, jurământul de credință față de patrie. Mândri și emoționați în același timp, mulțumim tuturor celor care se află alături de noi într-unul dintre cele mai importante momente ale vieții noastre. Avem onoarea să salutăm participarea la festivitatea de depunere a jurământului militar a domnului comisar șef de poliție penitenciară, Claudiu Românu, director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Salutăm cu ales respect reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor de Republica Moldova. Domnul comisar de justiție Alexandru Suhovici, director al penitenciarului numărul 7 Rusca și domnul comisar principal de justiție Vladimir Barcari, director al penitenciarului numărul 3 Leova. Urăm bun venit reprezentanților instituțiilor de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, partenerii școlii în cadrul rețelei școlilor de învățământ militar din România. Transmitem un călduros bun venit directorilor unităților penitenciare, mulțumindu-le pentru prezență și asigurându-i că școala va fi mereu un partener serios în formarea unui personal de calitate. Salutăm deopotrivă cu mare onoare pe preotul capelan de poliție penitenciară Florin Smarandi, preot coordonator al preoților din sistemul penitenciar. Suntem onorați să avem alături de noi reprezentanții administrației publice locale și salutăm cu respect pe domnul economist Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului Stațiune Târgu Ocna. Bun venit, domnule Mihai Liviu Tertăreanu, președintele Asociației Internaționale a Polițiștilor Secția Română. Și nu în ultimul rând, salutăm cu bucurie și reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor.
În deschiderea festivității, îl invităm la cuvânt pe directorul școlii, comisar șef de poliție penitenciară, Vasile Scutală. Stimate domnule director general, adjunct, domnule primar, dragi colegi părinți, onorată asistență, dragi elevi. Pentru început, vă rog să-mi permiteți să salut și eu prezența la evenimentul de astăzi, a domnului comisar șef de poliție penitenciară, Claudiu Românu, director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarilor, un bun prieten și susținător al școlii noastre, unul dintre cei care a fost alături de noi și ne-a sprijinit necondiționat în multe dintre proiectele noastre. Cu acest prilej îi mulțumim pentru încrederea acordată și le asigurăm de toată considerația noastră. Onorată asistență, suntem astăzi alături de elevii noștri pentru a le fi alături în unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor. Ceremonialul depunerii jurământului față de patrie, pe care doar cei mai curajoși și mai demni dintre români au șansa și onoarea să trăiască, reprezintă legătura indestructibilă și definitivă cu tot ceea ce înseamnă România, cu istoria sa, cu valorile sale strălucești, cu credința și jertfa înaintașilor noștri. Astfel, începând cu acest an, școala noastră reia tradiția organizării festivității de depunere a jurământului militar de către elevii care încep anul școlar și implicit parcursul către o carieră în sistemul poliției penitenciare din România. Fără îndoială, este absolut impresionant să vezi astăzi, în timpuri marcate de incertitudine și cu o pace atât de fragilă, că tineretul României se îndreaptă încă spre profesii din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, unde formarea personalului și îndeplinirea serviciului au la bază cu pregătire sacrificiul, dăruirea și pregătirea continuă. Dragi elevi, legământul pe care îl veți rosti astăzi consfințește faptul că ați ales cu toată încrederea și cu conștiința liberă să vă legați destinul față de țară și să trăiți de acum înainte în slujba ei, să apărăți valorile democrației și ale justiției și să contribuiți la siguranța și liniștea compatrioților noștri. Faptul că vă aflați astăzi aici, în fața noastră, mântri, încrezători și pregătiți să jurați credință patriei, demonstrează că sunteți tineri cu personalitate puternică și caractere tari, ale căror calități și aptitudini vă vor situa fără echivoc în elita generației în care faceți parte. Prezența alături de voi, a familiilor și a celor apropiați vouă, conferă și mai multe semnificații evenimentului pe care îl trăim astăzi. Pentru că una dintre valorile pe care se construiește patriotismul poporului român este sentimentul de apartenență la familia și neamul din care face parte. Așadar, îi salutăm cu drag pe toți cei care sunt prezenți la sărbătoarea de astăzi și le mulțumim pentru că au avut încredere să vă îndrume și să vă susțină pentru a deveni elevii școlii noastre și viitori polițiști de penitenciar. În final, dragi elevi, cu ocazia ceremoniului de depunere a jurământului față de țară, vă felicit și vă doresc succes în tot parcursul pe care l-aveți de urmat de acum înainte. Promoție pe loc de pauză. Adresăm rugămintea Sfinților Părinți să binecuvânteze această generație de elevi, pe cei care le îndrumă pașii, pe oaspeții noștri și instituția care ne aflăm. Promoție Rex! Promoție Descoper Rex! Promoție pe loc de pauză. Tămâieți ascensie Hristoase, Dumnezeul nostru, miros de bădăminească, duhovnicească, pe care primind-o mai presuntul jertfă cea acestei fire, trimite-ne harul prea sfântului Domnului. Binecuvântat este Dumnezeul nostru! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să vâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și Sfinte pe neputințele noastre, vezi în Dumnezeu. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului, să ne rugăm! Doamne, pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm! Doamne, pentru pacea toată lumea, pentru buna statornicia Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru, Arhiepiscop Ioachim, cinstita preoțime și cea în Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm! Pentru un sopor român, cea binecredincio de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, mai mare orașe și ai satelor, și pentru iubitor Hristos armată, Domnului, să ne rugăm! Această unitate și pentru cei ce cu credință se ostenesc aici, Domnului să ne rugăm! Pentru țara noastră, pentru toate orașe și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întânsele, Domnului să ne rugăm! Bună-ntorbinea văzduhului, pentru belșugarea roadă pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm! Pentru tinerii care astăzi prin jurământ se leagă și apăra patria și a se jertfi pentru binele ei, Domnului să ne rugăm! Pentru ca să fie izbăviți ei și tot poporul român cel binecredincios, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm! De preasfânta, curata, preabinecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenim frumos. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se-i cuvine toată slava, cinstea și chinăciunea Tatălui și
Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Promoție, drept! Promoție, acoper, lift! Promoție, pe loc, de pauză. Depunerea jurământului militar reprezintă asumarea obligațiilor celui din fiecare cetățean, cărora li se adaugă obligații noi, care onorează și nobilează. Prioritatea interesului public, sacrificiul în beneficiul comunității, al patriei, care depinde astăzi firescul vieții de zi cu zi pentru fiecare dintre noi. Domnule director general adjunct, vă rugăm să permiteți trecerea la depunerea jurământului militar. Obținerea gradului profesional de agent de poliție penitenciară este primul pas spre asumarea conștientă a legilor. Promoție drept! Garda drapelului, în fața formației, mărți! Elevi, rostiți după mine. Eu! Eu! Jur! Jur! Credință patriei mele! Credință patriei mele! România! România! Jur! Jur! Să-mi apăr țara! Să-mi apăr țara! Chiar cu prețul vieții! Chiar cu prețul vieții! Jur! Jur! Să respect Constituția! Să respect Constituția! Legile țării! Legile țării! Și regulamentele militare! Și regulamentele militare! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeu nostru, Împărate al Cerului și al Pământului, Cel ce a redit pe îngerii Tăi noștri cerești, ca să împlinească poruncile Tale, iar popoarele să le fie ocrotitori și povățitori, Cel ce pe Sfinții Tăi Apostoli i-a intrarmat cu îndrăzneală să dobândească lumea pentru credința cea adevărată prin propovăduirea Evangheliei, iar pe Sfinții Mucenici să lupte până la jertfa vieții pentru neîntinarea și știrbirea acesteia, însuți Împărate și Doamne. Pe acești tineri care acum cu jurământ se leagă pentru Sfântul Tău, întărește-i și umple de Duhul Viteziei și al Bărbăției spre biruința asupra tot vrăjmașul. Întărește-i în credința cea întru Tine și în legea Ta cea sfântă, însuflețește și sporește într-un dâns și dragoste de țară, așa, Doamne, auze pe noi în ceasul de acum. Binecuvintează și întărește pe acești tine și jurământul lor, ajutându-le să fie vrednici de nădejde și împlinirea țării, într-o slavă Lui Tău, în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune! Binecuvintează! Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru căciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea acestei de viață păcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfinților Martiri Brâncoveni, a Sfinților 40 de mucenici din Sebastia, din preună cu toți martirii și mărturisitori din visorile comuniste, ocrotitori ai locului și ai bisericii acesteia, cu rugăciunile Sfântului Dimitrie Basarabov, a cărui împomenire să rușim astăzi, cu rugăciunile Sfinților 30, Părinții Joachim și Ana, cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și vecii vecilor. Amin. Elevi, de azi înainte, prin voia voastră și ocrotirea lui Dumnezeu, v-ați legat de viață de țară. Fiți demni de acest legământ. Dumnezeu să vă ajute! Să vreți patria! Promoție, drept! Garda drapelului, în formație, marci! Mulțumesc!
cadrul profesional de agent de poliție penitenciară este primul pas spre asumarea conștientă a alegerilor și a devenirii noastre, ce implică o conduită ireproșabilă, pregătire continuă, profesionalism și integritate în munca de zi cu zi. La începutul acestui drum, suntem mândri să primim astăzi cheia succesului unei generații. Salutăm prezența șefului promoției 2022, agent de poliție penitenciară, Mutea Georgiana Denisa, care ne va adresa câteva cuvinte și va mâna cheia de onoare a școlii, reprezentantului actualei serii, elev monitor de curs, Dragotescu Ionel Alin Cosmin. Monitor de curs, în fața formației, marș! Domnule director general Ajung, vă rog să-mi permiteți să iau cuvântul. Domnule director general Ajung, domnule director al școlii, domnilor profesori și dragi invitați, avem deosebită onoare și bucurie de a ne afla astăzi aici, în fața dumneavoastră. Am deosebită onoare de a mă adresa numele unei promoții care se află la început de drum. Chiar de onoarea școlii, pe care am primit-o cu această ocazie, reprezintă un simbol care ne încurajează, dar ne și obligă în același timp spre o conduită corectă, care să facă onoarea acestei școli, dar și spre eforturi intelectuale susținute, prin care să devenim polițiști de penitenciare profesioniști. Folosesc acest prilej să le mulțumesc domnilor profesori pentru primirea caldă, pentru încrederea și entuziasmul cu care ne încurajează. Totodată, vreau să mulțumesc și colegilor pentru seriozitatea și determinarea de care au dat dovadă de-a lungul pregătirilor pentru a deveni elevi ai acestei școli. Acestea fiind spuse, îmi doresc să avem parte numai de reușite, iar acest an să devină unul dintre cei mai frumoși. Am ales să fim pentru totdeauna neînfricați, integri și buni profesioniști. Așa să ne ajute Dumnezeu! Domnule director general Ajung, vă rog să-mi permite să iau loc în formație. Pentru că relația școlii naționale de pregătire a agenților de penitenciare cu autoritatea publică locală este una cu totul specială, îl salutăm și îl invităm la cuvânt pe domnul Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului stațiune Târgu Ocna, mulțumindu-i totodată pentru colaborarea de excepție pe care o promovează relațiile cu școala noastră. Domnule director general Ajung, dacă cerești părinți, domnule director și estimate cadre acestei unități de elită pentru orașul Târgu Ocna, permiteți-mi ca să vă salut astăzi în numele instituției primăriei, în numele orașului și al Consiliului Local. Este o emoție și pentru mine, pentru că sunt în fața dumneavoastră, în fața a 200 de tineri, care au, acum câteva minute, au strecut jurământul de credință în față de
terapeut și față de țară, este un moment unic. Pentru orașul Târgu Ocna, existența acestei instituții este foarte, foarte importantă, ne onorează și ne reprezintă pe plan național. Știm că această instituție este singura din sistemul de penitenciar și la Târgu Ocna mai funcționează încă două instituții pe care orașul se mândrește. Ce poate fi mai frumos? Cred că să vă transmit un gând de salut, de bucurie, de sănătate și sunt convins că existența dumneavoastră în acest an de zile pe meleagurile Târgu Ocnene vă vor încărca cu energia noastră de aici, cu energia locului și veți transmite acolo unde veți ajunge dumneavoastră pe locurile de muncă pe care o să le câștigați prin efortul din această perioadă, să transmiteți gândul nostru de aici de la Târgu Ocna. Salut și prezența părinților dumneavoastră la acest moment emoționant. Vă salut pe toți, vă spun multă sănătate și succes! Administrația Națională a Penitenciarelor a fost și rămâne în permanență un partener și un sprijin real în toate activitățile și proiectele școlii noastre. Și tocmai de aceea, cu deosebită onoare, invităm la cuvânt pe domnul comisar șef de Poliție Penitenciară Claudiu Românu, director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Dragi elevi, stimați părinți și profesori, distinși invitați. În primul rând, ar vrea să scriturez mesajul și, în prima parte, să transmit scurt mesaj din partea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de Poliție Penitenciară, dr. Dan Hachin. Ceremonial depunerii jurământului de credință reprezintă un eveniment unic, cu o puternică încărcătură emoțională, este o cheie fundamentală a transformării dumneavoastră umane și profesionale, deschizând drumul unei serii de oportunități și provocări pentru etapa următoare. Acest moment marchează începutul carierei dumneavoastră în sistemul administrației penitenciare, dar în același timp și o legătură specială între dumneavoastră și societate, în slujba căreia ați decis să fiți. Astfel, nu trebuie avută în vedere doar simbolistica puternică rădăcinată în cultura noastră națională, ci întregul spectru de obligații și datorii care incumbă din profesia pe care ați ales-o, jurământul de credință fiind un legământ față de acestea. Pregătirea teoretică și cea fizică sunt pilonii care vor sta la baza dezvoltării dumneavoastră ca bun reprezentanți ai Poliției Penitenciare, iar eforturile pe care le veți depune în continuare pentru a construi cât mai temeinic cunoștințele și deprinderile specifice, vă vor permite să deveniți buni specialiști în domeniile de activitate și să vă simțiți împliniți prin ceea ce faceți. Vreau să fiți conștienți că aveți oportunitatea de a studia într-o instituție cu un prestigiu dobândit în timp, cu o bază material didactică continuă modernizare, cu simulatori și laboratoare de pregătire moderne, cu dotări la standarde ridicate compatibile cu școli similare de pregătire atât naționale cât și internaționale. Este important de reținut faptul că alegerea pe care v-ați asumat-o nu presupune doar exercitarea unei profesii, ci implică realizarea unei misiuni importante, aceea de a promova valorile și principiile instituționale și de a vă îndeplini datoriile și responsabilitățile aferente statutului de polițist penitenciar. Vă asigur că în sistemul administrației penitenciare veți găsi sprijinul necesar în parcurgerea cu succes a drumului profesional ales. Și vă doresc să vă mențineți aceeași motivație puternică pe care a dat dovadă până în prezent, semnează directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, dr. Dan Hachin. Și dacă îmi permiteți câteva cuvinte de ele, mă onorează să fiu prezent astăzi, aici, alături de dumneavoastră, pentru a marca acest moment unic. În fapt, este o premieră în istoria școlii, de fapt, că reiterare din 2004. Dar și pentru mine este o premieră, postura de reprezentant al Administrației Naționale Penitenciară, în calitate de director de anjun, moment cu siguranță plin de semnificație și bucurie și pentru dumneavoastră și părinții dumneavoastră. Doresc să am exprima aprecierea pentru faptul că ați promovat un examen de admitere riguros, convins fiind că aportul pe care îl se aduce în sistemul administrației penitenciare va fi semnificativ.
Vă aflați la începutul unui parcurs educațional care vă va conduce incontestabil către o maturizare și responsabilizare personală și profesională prin alegerea unei cariere deosebite și a unui statut social de pe respect cu partea tuturor membrilor societății. Am convingerea că veți da dovadă de o conduită reproșabilă, profesionalism și integritate în activitatea de zi cu zi. Vreau să subliniez importanța sistemului de simboluri pe care îl încorporează în forma care o veți purta de acum înainte și care vă va conferi pe de o parte autoritate și respect, dar care totodată va impune un comportament civilizat și de într-o manieră politică cu statutul pe care îl veți deține. De asemenea, puteți întâlni cu anumite aspecte care, probabil, nu sunteți familiarizați, precum respectarea unui program impus, a unei discipline și vigori rezultate de regulamentele specifice educației pe care o veți primi pe parcursul acestui an școlar. Toate acestea vor avea ca rezultat conturarea responsabilității legale față de persoanele private de libertate. Vă recomand să fiți curioși, îndrăzneți, determinați, întrucât reprezentați viitorul poliției penitenciare. Și este important pentru noi, toți, să reușiți ca prin implicare și perseverență în fața provocărilor inerente oricărei perioade de instruire, să atingeți un nivel superior de dezvoltare personală și profesională, care vă va permite să vă îndepliniți misiunea la nivel de performanță și să dobândiți sentimentul satisfacției profesionale. Cu ocazia depunerii jurământului de credință, vă felicit și vă urez succes în această nouă etapă din viața dumneavoastră, cea a formării și a instruirii în slujba Poliției Penitenciare. Vă mulțumesc frumos! Promoție, pe loc, pe pauză. Stimați invitați, dragi colegi, vă invităm să intonăm împreună imnul de stat al României. Promoție, drept! Promoție, pentru unul înainte, prezentați, hai! Thank you.
onoare a unei mari responsabilități trăite în astfel de momente, ne călăuzește pașii în carieră și ne revine în memorie atunci când datoria ne cheamă sau atunci când provocările muncii noastre ne pun la încercare. Primiți alături generației noastre, în pas de reflare, un moment plin de emoții și însemnătate dedicat tuturor celor prezenți alături de noi. După defilare, familiile elevilor sunt invitate să viziteze școala. Prezentatorii, elev Pavel Brândușa și elev Dragotescu Alin, vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi, cu promisiunea că ne vom revedea la festivitatea de absolvire în aceeași formație, dar mai maturi, mai pregătiți și mai siguri de noi. Domnule director general adjunct, vă rugăm să ne permiteți trecerea la defilare. Promoție, deci! Promoție pentru colonel! Cu ocolire dreapta, înainte, mărș! Onorul spre stânga! Înainte, mărși!